Cuviosul Spiridon a fost în tinerețe păstor de oi, apoi s-a însurat, dar soția lui a murit. Acest trist eveniment l-a făcut să îmbrace schima monahală, devenind ulterior episcop. Pomenirea lui este celebrată anual pe 12 decembrie, adunând mii de credincioși în biserică pentru a se închina și ruga pentru sănătate. Venim să mă rog pentru sănătate, pentru liniște, pentru... sunt și bolnavă. Sfântul Spiridon, făcător de minuni. Ne rugăm și noi pentru sănătate, pentru iertarea de păcate, că toți avem păcate. Așa că ce să facem și noi aici? La rând. Îmi place, vremea e frumoasă, soare, Domnul Sfântul Spiridon ne-a dat soare astăzi. Până astăzi nu l-am văzut, din nu știu cât timp nu l-am văzut. Pentru tot ce e bine în lumea asta. Toată lumea să fie sănătoasă, bucuroasă, să aibă din ce trăi și să fie liniște în țară, în primul rând. Și copiii noștri care sunt plecați datorită evenimentelor din țara noastră să se întoarcă acasă, că au acasă rădăcinile. Asta vrem și ne rugăm permanent și sperăm. În timpul slujbei, copiii de la centru de zi din cadrul parohiei au interpretat câteva colinde și cântece bisericești. De asemenea, ei s-au rugat pentru binele lor și al familiei și pentru note cât mai mari la școală. Se sărbătorește hramul Sfântului Spiridon. Este hram aici la biserică și am venit cu toți să-l sărbătorim. Te-ai rugat? Da, m-am rugat pentru familie, să meargă mai bine la școală, pentru prieteni, pentru cei dragi. Pentru familie, să vă mai bine la școală. La sfârșitul slujbei, înalt preasfinția sa, dr. Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos, le-a vorbit credincioșilor despre viața și minunile Sfântului Ierarh Spiridon. Unul dintre creștinii cei mai cunoscuți, deci de primele veacuri în Cipru, este tânărul păstor de oi, cu o viață de familie tihnită, dar co-conduită cu totul și cu totul demnă de urmat pentru orice om care caută pacea, liniștea și viața curată.